lui Dumnezeu stă în ascunderea luptelor, iar slavă împăraților stă în cercetarea luptelor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. În acest început de săptămână, vom citi în carte estere, de unde suntem, de fapt, carte care o studiem. Și voi citi câteva versete din capitolul 9, unde am ajunsesem la capitolul 9, versetul 1. În luna 12, adică în luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care va să se aducă la îndeplinire poruncă și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai din potrivă, ca iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. Dumnezeu să-ți dea tu să stăpânești asupra vrăjmașilor tăi. Nu ai cum să trăiești pe deplin ce Dumnezeu a pregătit pentru tine atât cât timp vrăjmașii tăi nu sunt încă sub picioarele tale. Deci vrăjmașii sunt foarte importanti în destinul unui. Dar până nu ai învins vrăjmașii tăi, până nu ești deasupra vrăjmașii tăi, nu poți trăi pe deplin ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine, pentru că vrăjmașii tăi vor avea grijă, dacă sunt destul de puternici, vor avea grijă tu să nu trăiești ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Un exemplu este Samson. Dușmanul lui a avut grijă că ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru el să nu-i se întâmple. Deși la început el era mai puternic decât ei, dar au cheltuit mulți pentru a afla informația sau secretul despre puterea lui. Și-au aflat-o. Și l-au luat, l-a făcut ca un om oarecare, ceea ce diavol vrea să facă și face, de fapt, cu mult succes, cu o rată extraordinară de succes, să facă din noi oameni oarecare. Oameni obișnuit, oameni de rând. De fapt, s-a scris chiar multe cântece unde ne mândrim să fim doar niște fier. Deja acolo, cel rău a câștigat. Și el, care era consacrat de Dumnezeu pentru a elibera poporul lui Dumnezeu, ajunge să fie un sclav, ajunge să fie un clown, o batjocor. Pentru că dușmanii lui au reușit să facă din el un om oarecare. Un om ca ceilalți oameni. Ascultă-mă, când dușmanul se luptă ca să fie ca toți oameni, să nu fi diferit, să fi la fel. De fapt, caută să te pune într-o poziție unde te poate învinge, unde te poate domina. Nu ai cum să învingi dușmanii tăi invizibil, fiind un om obișnuit. Și aici este problema. Aici este și, hai să nu folosesc cuvântul paranoia, dar nu este potrivit. Dar aici suntem, dintr-o parte, ne dorim să fim obișnuiți, să nu fim deosebiți, să fim ca celălalt. Și pe altă parte, vrem că atunci când sunt probleme, noi să avem un avantaj sau noi să câștigăm, că suntem copiii lui Dumnezeu, dar am ales drumul să fim obișnuiți. Să fim oameni ca ceilalți. Păi de ce să avem atunci când vin încercări, când vin bătălii
De ce să ne credem că noi să ne descurcăm mai bine? Că doar că spunem sloganul, cel care este în mine e mai puternic decât cel care este în lume. Păi dacă credeai chiar cuvântul ăsta, nu poți să accepti o evanghelie care spune tot ești obișnuit, nu e nimic deosebit cu tine. Și se spune că asta este smerenie. Domnul Iisus a spus la momentul lui Lazar, zice, eu sunt învierea și viața. A zis cine este. Nu a zis niciodată, eu nu sunt nimic, sub numele smerenie. A zis, eu sunt lumina lumii. Dau orbilor vedea. Și nu era mândrie când proclama asta, pentru că era adevărat. Și nu va fi mândrie dacă tu vei zice, eu sunt lumina lumii. De ce? Pentru că chiar el însuși, Domnul Iisus a zis, voi sunteți lumina lumii. Dar există o evanghelie care vrea că tu să fii că. Vezi, nu există doar evanghelia prosperității care este periculoasă. Există evanghelia mediocrității. Există evanghelia numai probleme, numai necazuri, despre care am vorbit mult timp în urmă. Există și evanghelie să fii oarecare. Uite ce zice. Și o să mă opresc. Se pare că mă opresc doar la primul verset din nou. Dar uite ce zice Scriptura. Și meditează foarte. E ceva foarte serios. Da? Pentru că trebuie să fim consecvent. Nu poți să disprețuiești dreptul de întâi născut și apoi să vii să plângi. Pentru binecuvântare care e dat la cel care are dreptul de întâi născut când tu ai vândut. Deci noi nu suntem consecvent. Uite ce zice despre. În cartea judecătorilor, găsim așa, judecătorilor. Și Biblia zice așa, la capitolul 16, judecător 16, și el zice, uite, la versul 6, Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare? Și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Cu alte cuvinte, ce trebuie să facem că tu să fii un om obișnuit, că nu ești deloc obișnuit? Nu ești neapărat cel mai mișculos, cel mai înalt, dar se poate trimite oricine împotriva ta, îi bați fără nicio problemă, fără niciun efort. Dar cam ce ar trebui să faci? Să fii obișnuit. Că ne deranjează faptul că ești neobișnuit. Bun. Dacă mă duc la versul 17. După ce a încercat de mai multe ori, știi, cunosc povestea. La versul 17. Și a deschis toată inima față de ea și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului, din pântece maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-a părăsit. Aș fi slăbit și aș fi ca orice alt om. Când nu era ca orice alt om, nașterea lui a fost prezis de un înger. Nu multe persoane în Scriptură au avut această onoare. Din câte știu, Ioan Botezatorul, Domnul Iisus, Isaac, da, cam ei. Poate mai sunt care îmi scapă, dar așa clar unde au venit îngeri și au anunțat, uite, la anul ăsta, sunt foarte puțini care au această onoare în Scriptură. Deci Samson nu era oricine. Și totuși, experiența și viața lui Samson ne arată că un om deosebit poate să fie făcut ca orice alt om. Și asta vrea Satana să facă din tine și din mine niște oameni obișnuiți, ca orice alt om. Și apoi ne uimim că
ceea ce îi oprește pe ei, adică cei care nu l-au pe Dumnezeu, și pe noi ne oprește. Ceea ce îi sperie pe ei, și pe noi îi sperie. Și atunci, la un moment dat, îți spui întrebarea, dar care e diferența până atunci? Pentru că se strecoate această Evanghelie, care face din copiii lui Dumnezeu, care sunt fapturi noi, fapturi deosebite, oameni obișnuiți ca orice alt om. Să ai mare grijă la această Evanghelie. Eu am deja instalat un software, un radar. Există mesaje când la urmă se aprinde un bec roșu. Zic, asta e Evanghelie, fii ca orice alt om. Oh, Seigneur. Dacă aș fi ras, puterea mea parasi, a slăbi și a fi ca orice alt om. Mai zic asta pentru cei care să prindeți. Ceea ce îl facea deosebit era puterea. Există multe mesaje, există multe învățături care astăzi tocmai combat lucru despre care Domnul Iisus zice și veți primi o putere când Duhul Sfânt va veni peste voi. Și multe învățături combat asta. Și rezultatul, când ai combatut, când ai respins lucrul care avea să te facă deosebit, că până la urmă ești tot om. Ești tot vas de lut, dar conținutul tău te poate face deosebit. Dar când tu ai respins, ai criticat, ai meprizat lucrurile la care trebuia să te facă deosebit, ceea ce nu ți-ai dat seama că ai făcut, la fel cum Esau când a vândut dreptul de întâi născut, ceea ce nu s-a dat seama că a făcut, nu ți-ai dat seama că ai făcut, te-ai făcut să fii ca orice alt om obișnuit. Cine ai rochi de audă, să audă, Dumnezeu să te binecuvânteze.